118 dascăli hunedoreni au mai rămas în competiția pentru ocuparea celor 108 posturi de conducere din 85 de unități de învățământ din județ. Pentru aceștia, care la proba scrisă au obținut o medie de minim 7, luni 15 noiembrie începe cea de-a doua etapă a concursului pentru ocuparea unei funcții de conducere într-o școală. Suntem în plină etapă de organizare a activității referitoare la cea de-a doua etapă a concursului de directori, adică etapa de interviu. Conform calendarului, această etapă se derulează în perioada 15 noiembrie, 8 decembrie. Noi ne-am organizat de așa manieră încât această activitate o vom derula în perioada 15, deci începând de luni, 15 noiembrie, până în 26 noiembrie. Așadar, într-un timp mai scurt. Asta înseamnă că am început activitatea de dotare a sălilor de examen, înseamnă că am realizat cele 85 de comisii de interviu pentru cele 85 de unități de învățământ, unde avem 108 posturi vacante, avem de asemenea 118 candidați care și-au depus 185 de opțiuni. Centrul de examen va fi Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Candidații la funcțiile de conducere din unitățile de învățământ vor susține proba interviului în fața unei comisii formate din 5 membri, ponderea principală fiind din partea școlii în care este scos postul la concurs. Componența comisiilor, așa cum se știe prin procedura și metodologia pe care noi le-am pus pe site și colegii noștri le-au la îndemână, este că în această comisie sunt 5 membri. Începem cu un cadru didactic universitar sau cu un reprezentant al unei firme private care are aplicare spre management, un reprezentant al Inspectoratului Școlar care este președintele Comisiei de Evaluare, două cadre didactice titulare din unitatea de învățământ desemnate de Consiliul Profesoral prin vot și un reprezentant al UAT. După cum se vede, ponderea evaluării rămâne la nivelul școlii. Interviul va dura 60 de minute și este structurat pe 3 capitole distincte, cea mai importantă fiind planul de management. Un candidat prestează, să zicem așa, în fața acestei comisii timp de o oră, 25 de minute are la dispoziție să prezinte strategia de dezvoltare a unității de învățământ pe o perioadă de 4 ani, de asemenea 20 de minute are la dispoziție să convingă comisia cum rezolvă o situație problemă din unitatea de învățământ și în 15 minute va fi evaluat din punct de vedere al competențelor digitale, însemnând de elaborarea unui document în Word și Excel pe care apoi îl trimite la o adresă. Rezultatele finale vor fi anunțate în data de 17 decembrie, iar cei care au promovat examenul pentru a fi în conducerea unei unități de învățământ își vor putea prelua mandatele de 4 ani odată cu începerea semestrului al doilea. Eu le doresc succes colegilor noștri, îi așteptăm începând de luni și îi informez că va fi o atmosferă de examen, dar în același timp o atmosferă colegială. Este vorba de colegii care vor conduce rețeaua școlară, unitățile de învățământ în rețeaua școlară a județului Hunedoara în următorii 4 ani. Validarea rezultatelor finale are loc în data de 17 decembrie. În perioada 20-22 decembrie vom emite deciziile de numire, urmând ca ele să intre în vigoare începând cu semestrul al doilea al acestui an școlar. În cazul în care vor rămâne posturi de conducere vacante în școlile din județul Hunedoara, acestea vor fi ocupate ca și până acum prin detașare.